După modelul sindicaliștilor sodiști, membrii sindicatului Sanitas au cerut ajutorul reprezentantului guvernului în teritoriu pentru o discuție referitoare la categoriile profesionale care n-au beneficiat de mărirea de salariu, dar și de alte drepturi salariale. Deci, luând în considerare că actele normative cu caracter salarial din ultimii 2 ani sunt contradictorii și au prevederi interpretabile, au condus la aplicarea lor neunitară și discriminatorie. Ținând cont de faptul că ianuarie 2019 nu au adus creșteri reale de venitul salariaților, care conform legii 153/2017 urmau să beneficieze de acestea, iar celor care au beneficiat de creșteri în martie 2018, limitele impuse de 118 de ordonanța de guvern 114/2014 le-au produs pierderi importante de venituri. Consiliul Național al Federației Sanitas a hotărât demararea de acțiuni sindicale având următoarele revendicări. Vreau să vă spun că deja au început acțiunile sindicale cu 6 martie, fost pichetări la nivelul Ministerului de Finanțe, Ministerului Muncii, Ministerului Sănătății. Urmează pe 20 și miticul de 10.000 de oameni. Dau citire de revendicări. La nivel național? La nivel național, da. Federația aceasta. Deci, revendicările sunt următoarele. Eliminarea din plafonul de 30% a indemnizației de hrană, ceea ce s-a și întâmplat, dar asta era la timpul când am hotărât-o noi în Consiliul Național, și a sporului pentru asigurarea continuității activității în unitățile sanitare și de asistență sociale. Este vorba de sâmbăte, duminici, sărbători legale, că dacă aceste sporuri ar fi eliminate din plafonul de 30%, sigur angajatorii, managerii, ar putea să plătească celelalte drepturi salariale conform legii în vigoare. 2. Calcularea sporurilor și a gărzilor la salariul de bază actual. Știți că nu se plătesc la salariul de bază actual, ci la baza anului trecut. Pentru toți salariații din sectorul sanitar și de asistență socială. 3. Asigurarea finanțării creșterilor salariale prin transfer de la bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. 4. Includerea contravalorii indemnizațiilor pentru concediile de odihnă și concediile medicale în suma salariilor de bază de la nivelul ordonatorului de credite. 5. Eliminarea inechităților în ceea ce privește regulamentul de sporuri, exact ce vă spuneam un pic mai înainte, sunt spitale, deci chiar și la noi în județ, unde într-o, să zicem, de reanimare există un anumit spor, deoarece se depășește 30%, la spital nu se poate aplica. Și ori se dă 0, ori se dă 20. Nu s-a întâmplat la noi în județ, vreau să vă spun că la nivelul spitalului județean chiar suntem bine. Problema cea mai mare este la nivelul spitalelor mari, clinice, de exemplu București, Floreasca, unde știți că toate urgențele se duc acolo, iar colegul meu era foarte supărat că nu puteau să acorde la nivel maxim sporurile conform regulamentului de sporuri. 6. Corectarea inechităților din legea 153 și includerea în anexa 2 a tuturor categoriilor de personal din sănătate și asistență socială. Știți bine că noi nu avem, conform acestei legi, în anexa 2, personalul administrativ în TESA. Da. De-aia există o discriminare, pentru că echipa medicală, noi o considerăm nu numai din asistent și medic, ci din și celălalt personal care ajută la îngrijirea și actul medical din spitale. Dar asta ține de nivel național. Și ultimul, al șaptelea problemă, e negocierea și semnarea contractului colectiv de muncă la nivelul sectorului sănătate, activități sanitare veterinare. Pentru că nici acum, sunt aproape 2 ani de când se negociază și nici acum nu s-a încheiat acest contract la nivel național de sector. Deci, astea ar fi problemele pentru care noi suntem în mișcări sindicale, probleme cu care
puțin le întâmpinăm noi la nivelul județului. Este vorba de personal, exact ce vă spuneam, administrativ special. Doamna președintă, iertați-mă, din toate punctele pe care le-ați citit pentru nivelul național, câte sunt valabile la nivelul județului? Păi, valabile sunt bine plasate. Deci tot ce am citit eu aici, în afară că trebuie act normativ, de exemplu, să scoată din sâmbetele duminicile sporul din 30%, nu ține de, ține de nivel național. La fel, finanțarea de la fondul bugetului, tot de nivel național. Eliminarea inechităților. Aici este problema. Asta vă întrebam, pentru că la unele a spus că la Vâlcea lucrurile nu stau chiar ca la nivel național. Nu, deci stau mai bine. Îmi pare rău că nici n-am sesizat pentru comisie să fie invitat cineva de la primărie. Acum, facem pe următoarea ședință la Vădori și invităm. Cu cabinetele școlare, chiar discutam cu domnule doctor și nu mai anunț. Eu vă zic că va fi o colaborare foarte bună și se va, sunt convinsă că se va rezolva problema asta. Este vorba de vouchere și care ei n-au primit. Cine? Cabinetele școlare. Deci la voucherul în cabinetele școlare, da? Da, și norma de hrană au primit-o numai pe luna ianuarie. Și norma de presupun, că a fost vorba și de buget. Nu, n-a fost buget. Nu a fost buget. Mă rog, eu presupun, nu mă pricep. Însă, vreau să știți că banii de, pentru cabinetele școlare, pentru personal medical, vin de la Ministerul Sănătății. Deci, primăria cere direcției de sănătate publică, direcția Ministerului și iați înapoi și plătești. Deci, practic, revendicarea dumneavoastră este către administrațiile locale, da? Da, deci administrația locală numai să-și dă ceară, să facă bugetul. Se convinsă. Tot județul? Eu vorbesc de, de aici. Și în Drăgășan nu au probleme. În alte județe ce știți? Da, și în alte județe, Nu era pentru alte județe. Da. Spuneți-mi, vă rog, dacă această situație este valabilă pe plan în municipiu sau și în celelalte localități. Și județul convinsă, da, tot județul, pentru că voucherele trebuia să le ia pentru anul trecut. Nu le-a luat nimeni. Deci vreau să vă spun că nici spitalul de la Brezoi n-au luat. Dar directorul le-a promis și cred că deja au început să le dea. Da. Deci, eu consider că va fi o colaborare bună și sigur se vor rezolva. Deci, n-am avut o discuție la primărie, ca să știm cu domnul primar, numai ce știu să la trecut. Am făcut adresă, am făcut adresă. Aveți această discuție și ulterior, dacă problema nu se... Nu, constatați că este nevoie de intervenție și la nivel... Dar este clar că nu s-au dat. Deci vouchere pe anul trecut. Da, o să clarificăm acest. Dar se va rezolva, pentru că nu știu dacă la Direcția de Protecție colega m-a liderat de acolo, dar dacă mai are probleme punctuală. Mulțumesc! Anul trecut veneam și vă spuneam că o să ajungem să luăm 1% pentru sporul de condiții de muncă sâmbătă duminica. Acum am ajuns luna ianuarie să luăm 0%. Am reușit mai puțin de 1%. Păi mai puțin de 0%. Deci, într-un final, am făcut un protocol, am încheiat un protocol la nivelul conducerii pentru acordarea timpului liber aferent acestor rezultate. Pentru luna februarie s-a acordat un spor de 32%. Am avut un dialog social și cu un președinte, dar am zis că dacă cunoaște problemele de la DGASBC, să sperăm că putem să primim alocarea sporului de 50% cât am avut la nivelul lunii decembrie. Pentru că în luna decembrie, datorită dispoziției domnului director cu încadrarea de 30% pe ordonatorul nostru de credit, nu ne putem încadra. Am fost și cu domnul Vâncea la domnul președinte să ne mai acorde un procent, două, peste 30% pe ordonator, să putem regla problema pe... Cred că știu situația în Da. Este o situație mai precară. Chiar dacă o parte dintre revendicări au fost satisfăcute pe plan local, sindicaliștii au solicitat prefectului de Vâlcea să transmită lista inițială de revendicări valabile la nivel național.